Municipiul Iedineț este mai aproape de Europa grație unui proiect transfrontalier implementat împreună cu municipiul Botoșani, în valoare de 100.000 de euro. Sâmbătă, în cadrul Festivalului Culturii și Patrimoniului, a fost inaugurat Centrul de Informare și Promovare Turistică din Iedineț, după care locuitorii, dar și oaspeții orașului, au avut parte de un concert în incinta Palatului Municipal de Cultură, proaspăt renovat. Este primul centru de acest fel deschis în raion, amenajarea căruia a costat 1.500 de euro. Sperăm ca acest centru informațional turistic să fie o carte de vizită a Iedinețului. Informații despre toate atracțiile turistice locale, deci sunt pleante, este harta turistică implementată toate în cadrul acestui proiect turistic. Am încercat să inițiem 30 de persoane de la dumneavoastră în turism. Cum ar trebui să se desfășoare activitatea într-un centru de turism, cum trebuie să arate un centru de turism după ce au venit și la noi, au văzut cum facem noi parte de ghidaj, cum arată Centrul Național de la noi. Centrul informațional turistic se află în incinta Palatului Municipal de Cultură, care a fost renovat la inițiativa colegilor de peste Prut, care au vizitat orașul acum câțiva ani. Am văzut atunci în ce stare se află acest Palat al Culturii și am propus primăriei de aici să concepem un proiect european soft, adică pe cultură, dar care să cuprindă și o parte de lucrări, o investiție. Scopul nostru prim a primăriei municipiului Iedineț a fost de a procura din acest proiect scaune noi pentru Palatul de Cultură. Noi am renovat-o din banii proprii, am investit vreo 2.200.000 și estimativ 33.000 de euro au costat scaunele. Organizarea festivalului transfrontalier a costat aproape 11.000 de euro. Pe scenă au evoluat artiști locali, dar și din România. E o sală foarte frumoasă, s-a depus foarte mult muncă. Noi și toată vremea venim la mine nepoțelul și cântă și toată vremea suntem primiți din suflet. Știind baza proiectului dat dintre Botoșani și Iedineț, sunt foarte bucuroasă că într-adevăr s-a renovat ceea ce s-a făcut. E binevenit, cred că spectatorii se vor simți mult mai bine. Eu sunt din Botoșani, din România mai exact. E foarte frumos, n-a fost niciodată aici. Chiar îmi place ce s-a făcut. Voi cânta Treci cucule peste Prut, este o melodie de aici, din repertoriul Marianei Dobzeu. Festivalul Culturii și Patrimoniului s-a încheiat cu un concert în aer liber organizat în cadrul Nopții Muzeilor. Totodată, oamenii au putut urmări filmul documentar Omorâți prin înfometare, realizat de doctorul în istorie Mariana Țăranu și jurnalistul Vitalie Guțu. Filmul este dedicat tuturor țăranilor basarabeni care au fost lăsați în mod conștient să moară de foame în timpul ocupației sovietice. Eu cred că este interesant pentru că lumea trebuie să cunoască ceea ce a fost și, nu de Doamne, dar să fie pregătiți eventual pentru alte vremuri de acestea. Deja pe la orele 4 am avut foarte mulți vizitatori în toate sălile și artă populară și istorie. Și cum are interes muzeografii noștri i-au ghidat. Я думаю, что это для всех интересно. Тут, наверное, будет сказано о Единицах, о том, о чем это все должно, всем должно быть это интересно. Și voi tot viitoare. Municipiul Iedineț numără peste 20.000 de locuitori.